actrice Cynthia Faneuf, mult iubită de public, campioana Canadei în sezonul trecut. A avut în ultimii ani o evoluție destul de bună la nivel internațional. A obținut locul 5 la campionatul mondial acum două sezoane. Cynthia Faneuf este antrenată de Aniba Rabe și Sophie Richard. Are 23 de ani și este născută în Contrecoeur, în Quebec. Iar pentru acest sezon, reprezentanta Canadei a pregătit un program în coreografia lui David Wilson pe muzica lui Sergei Rachmaninov, Rapsodia pe o temă de Paganini. Această temă a făcut parte și din coloana sonoră a filmului Somewhere in Time, undeva cândva. A fost cea mai bună evoluție a Cynthiei Faneuf, câștigătoarea din 2004 a concursului Skate Canada, atunci când le învingea pe Yoshi Onda și Susana Poico la Halifax.
început de sezon ezitant. Cred că are mult de lucru. Va trebui ca aceste exerciții să fie cizelate perfect în următoarele sute de ore de antrenament, ca într-un final să nu ne putem da seama unde începe sportul și unde se termină arta. Și vorbim de patinaj artistic categoric. Da, se vede că nu întâmplător campioana Canadei este în prima grupă valorică. E un lucru care de obicei nu se întâmplă, un campion al Canadei este în grupele valorice cele mai bune, e clasându-se mai de fiecare dată în părțile superioare clasamentului. Ca și ieri, la programul scurt, ea a avut multe ezitări, a avut programele presărate cu multe greșeli. Ieri a mers doar cu Salkov și Rydberger, fără să atace Lutz sau Flip, s-a temut, dar tot a greșit. Interesant că ieri totuși a ieșit triplu Rydberger, triplu Rydberger în combinație cu dublu Rydberger. Astăzi, paradoxal, a început programul în forță cu un triplu Lutz bun, care nici nu-l încercase ieri, n-a vrut să riște la programul scurt. A continuat cu o combinație bună, triplu Tuluc cu dublu Tuluc, după care elementul forte al ei, care ieri reușise tocmai bine, foarte bine triplu Rydberger, azi a jucat feste. A reușit doar dublu Rydberger, s-a dus și a mai încercat încă o dată și l-a și căzut. A continuat cu un dublu Salkov, deci din punct de vedere tehnic, o evoluție ezitantă, o evoluție cu multe greșeli. Ceva se întâmplă cu această sportivă, repet, este campioana de senioare a Canadei. În schimb, la programul liber, ea ne-a dat adevărata măsură a la valorii ei. Am putut vedea că, într-adevăr, este campioana Canadei. Are o parte artistică excepțional de bună. Se vede că alunecă ușor, plutește pe suprafața gheții. Are numeroase întoarceri și mișcări ale corpului deosebite, care se încadrează foarte bine cu ritmul muzicii alese. Și să nu uităm că la acest concurs și în general la Grand Prix-uri nu vine chiar oricine. Sunt totuși patinatoare cu experiență care au ocupat un anumit categorii, care au ocupat un anumit loc în clasamentul mondial al ISU, care au avut o evoluție foarte bună în sezonul trecut la campionatul mondial, care până la urmă au acumulat un anumit număr de puncte, pentru că